Un nou rezultat de excepție pentru David Popovici, înnătătorul român în vârstă de numai 19 ani, a impresionat în semifinalele de la Jocurile Olimpice, în cadrul cărora a obținut cel mai bun timp, 1 minut 44 de secunde și 53 de sutimi, și și-a asigurat astfel locul în finala probei de 200 de metri liber de la Paris 2024. Sunt foarte mulțumit, singurul obiectiv pe care îl aveam pentru astăzi era să mă calific către următoarea etapă. Acum m-am calificat în finală și primul, foarte tare. Publicul este incredibil, este foarte tare. Da, este o frică, dar frica aia te face să simți că trăiești cu adevărat, a declarat David Popovici conform as.ro. Maximilian Giuliani, australianul care a terminat pe locul 3 în semifinală, recunoaște că David Popovici este principalul favorit, însă rămâne optimist în ceea ce privește șansele sale din finale. Pe hârtie se pare că pe David trebuie să-l batem, dar se poate întâmpla orice după ce am văzut săptămâna aceasta, a declarat australianul conform swimmingworldmagazine.com. Luke Hobson, americanul cu cel mai bun timp din prima semifinală, este încrezător și entuziast înainte de finale. Hobson speră să dea tot ceea ce are mai bun pentru a putea concura direct cu David Popovici. M-am simțit foarte bine, sincer a fost o prestație perfectă pentru semifinală, cred că pot mai mult, dar este bine că am mers mai departe, știu că va fi o cursă grozavă în finală, trăiesc pentru asta, a declarat Hobson. Sportivul român David Popovici este la cea de-a doua prezență la Jocurile Olimpice de vară după cea de la Tokyo din anul 2021.